Infinix este cel mai nou producător de telefoane mobile care intră oficial în țara noastră. Modelul lor de business pune accent pe produse cu raport cât mai bun între preț și specificații. Sunt Darius Pană de la Gadget.ro și vă prezint mai departe Note 40 Pro, telefonul cu rol de flagship în gama Infinix la această oră în țara noastră. La mine a ajuns exemplarul de test în pachetul de retail, unul care conține extrem de multe accesorii pe lângă telefonul în sine. Găsim așadar în cutia de bază o husă ceva mai specială, o sticlă curbată de protecție pentru ecran, încărcător rapid la 70W cu port USB-A, cablu USB-C la USB-A, căști pe fir cu mufă USB-C, agrafă pentru acces la slotul SIM, un set de abțibilduri Infinix, manual de utilizare și certificat de garanție. Separat, într-o cutie distinctă, mai apare și un pad pentru încărcare wireless, unul cu prindere de tip MagSafe, numită MagPad de Infinix. Acest pad se fixează prin magnet doar dacă telefonul Note 40 Pro este pus în husa din pachet. Pe aceasta este prinderea magnetică și nu pe telefon. Pe de altă parte, telefonul se poate încărca wireless și fără husă, doar că nu se va fixa prin magnet de pad. Sticla de protecție pentru ecran vine și ea alături de tot ce este nevoie spre a fi montată pe display-ul lui Infinix Note 40 Pro. Atât despre pachet și accesorii, ce putem spune despre telefon? Ei bine, arată cu mult mai bine decât te-ai aștepta de la un smartphone care costă circa 1500 de lei. Cu o grosime de doar 7,75 mm, telefonul se simte chiar mai subțire în mână, asta fiindcă atât spatele cât și ecranul sunt curbate pe margini și astfel șasiul este foarte îngust. În culoarea de față numită Vintage Gold, apar reflexii foarte interesante pe spate, spate care are o textură ce se simte precum sticla sablată. Acest material este fin și ușor rugos în același timp, iar urmele mâinilor nu apar deloc. Deși imită metalul, șasiul este de fapt din plastic și nu aduce cu sine o rigiditate structurală dintre cele mai înalte, cu toate că nici tocmai sensibil nu l-aș numi pe Infinix Note 40 Pro. Telefonul este rezistent la strop de apă și praf conform standardului IP53, încă un avantaj pentru utilizator. Nu pot trece de prezentarea designului fără să amintesc de LED-urile RGB din modulul camerelor de pe spate, lumini ce sunt dispuse în interiorul LED flash-ului circular. Pur și simplu adaugă o notă de culoare și diferențiază și mai tare acest smartphone într-o mare de telefoane fără personalitate. Ei bine, Infinix Note 40 Pro chiar este o apariție, iar asta este cu atât mai surprinzător când ne amintim din nou în ce zonă de preț concurează acest telefon. Iar veștile bune nu se opresc aici, fiindcă ecranul curbat pe margini este de foarte bună calitate. Vorbim despre un AMOLED de 6,78 inci cu rezoluție Full HD+, ce afișează 1 miliard de culori și care are o luminozitate maximă de 1300 de niți. Pe scurt, un ecran cum nu mă așteptam să găsesc. Nu este ideal, nu este de top, dar este parcă potrivit pentru telefoane și cu 50-60% mai scumpe. Vine și cu rată maximă de refresh la 120 Hz ca să completeze frumos nu doar specificații bune, ci și impresia excelentă pe care o lasă. Pe de altă parte, sunetul extern stereo, deși poartă semnătura JBL, nu convinge la fel ca ecranul. Nu spun că este rău, cu atât mai mult cu cât ne amintim mereu cât costă Infinix Note 40 Pro, dar parcă nici nu-i tocmai demn de inscripția JBL. Bas nu prea există, celelalte frecvențe sunt însă acolo, dar nu avem o dinamică pronunțată. Totodată, volumul maxim este de nivel mediu, poate o idee mai sus, dar din păcate deja de pe la 80% din capacitate apar ceva distorsiuni, degradări care sunt și mai evidente odată ce ajungi și treci de 90% din intensitate. Cam în aceeași notă se prezintă și căștile cu mufă USB-C din pachet. Nu le-aș recomanda neapărat pentru muzică, dar pentru podcasturi, pentru social media și chiar pentru filme nu sunt tocmai rele. Nu prea reproduc bas, iar volumul maxim s-ar putea dovedi insuficient pentru unii utilizatori. Ansamblul hardware se bazează pe un chipset MediaTek Helio G99 Ultimate cu procesor octa-core realizat pe 6 nanometri, suficient de puternic, dar care pune mai tare accent pe eficiență, aș spune eu. Integrează în schimb un accelerator grafic destul de capabil, care duce chiar și cele mai grele jocuri, fără însă a o face la detalii maxime. Avem multă memorie RAM, cu 12 GB standard și cu posibilitatea de a adăuga încă 12 GB din spațiul de stocare intern, care, apropo, are o capacitate de 256 de GB.
un hardware care mișcă mai mult decât decent interfața XOS 14 aplicată de producător peste un Android 14. Această interfață modifică tare aspectul unui Android nativ și nu aș spune că arată cel mai matur, cel mai modern. Sigur că gusturile nu se discută, iar eu vreau să adaug că avem mai multe setări suplimentare în XOS 14, precum și multiple opțiuni de personalizare a experienței de utilizare. Apropo de asta, totul se mișcă mai mereu fluid și rapid, însă mai apar uneori și mici întârzieri și agățări, semn că se mai pot face ceva optimizări software. Dacă vorbim despre camere, deși în total sunt prezenți 4 senzori, cu 3 pe spate și unul frontal, de fapt doar 2 contează. Anume cel principal de pe spate, adică cel de 108 megapixel care a primit și sistem de stabilizare optică a imaginii și senzorul frontal de 32 de megapixeli. Pe ei te vei baza și mai puțin pe senzorul macro, de exemplu, care nu poate produce cele mai bune astfel de fotografii. În schimb, cu senzorul de 108 megapixeli sunt captate poze bune și foarte bune în funcție de scenariu, de lumina din cadru. Nu aș spune că este ceva în neregulă cu pozele de zi, poate doar cele în lumină slabă ar fi putut fi mai bine procesate, modul super nocturn nu reușește să genereze cele mai bune rezultate. Camera frontală este cam în aceeași notă, cu două perspective diferite și mod portret care își face suficient de corect treaba în a separa subiectul de fundal. Pe filmare, Infinix Note 40 Pro nu poate capta la rezoluție 4K, ci se oprește la un maxim 2K, adică la 2560x1440 pixeli cu 30 de cadre pe secundă. Pe Full HD poate filma cu 60 de cadre pe secundă, nu este nimic special pe filmare, dar nici foarte rău nu pot spune că este ceva. Ajungem și la autonomie. Cu baterie de 5000 mAh și cu ansamblu hardware eficient, acest telefon poate duce și mai bine de 2 zile pline la o folosire normală. Dacă ești un utilizator care pune mai tare presiune pe smartphone, tot vei prinde cel puțin 12-15 ore de autonomie, ceea ce nu este deloc rău. Cum nu este rău nici cu încărcarea pe fir, ce se poate face cu până la 70W cu adaptorul din pachet. Astfel, după doar 15 minute de încărcare, bateria goală a ajuns la aproape 50%, pentru ca după jumătate de oră să avem deja 86% în acumulator. Amintesc că Infinix Note 40 Pro suportă și încărcare wireless cu până la 20W și că avem pad de 15W la pachet, dar nu am precizat până acum că telefonul suportă și încărcare wireless inversă. Foarte tare la un telefon ce costă în jur de 1500 de lei. Și cam cu asta încheie această prezentare. Concluzii? Simplu. Infinix Note 40 Pro oferă cu mult, mult mai multe decât te aștepta să primești în segmentul de preț unde concurează. Este el atunci un best buy? Sincer, dacă nu cauți perfecțiunea, ci doar ca totul să funcționeze cel puțin decent și să ai parte de o multitudine de opțiuni la pachet, atunci nu dai deloc greș dacă îl alegi pe Infinix Note 40 Pro. Sunt mult mai multe detalii despre acest telefon prinse în review-ul scris de pe gadget.ro, în timp ce aici poți da un like și te poți abona la canalul nostru de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. Până data viitoare îți urez numai bine!